Colega noastră, Stella Popa, prezentatoarea principalului buletin de știri de la Jurnal TV, lansează o a doua carte poveste pentru copii, Semințioara Fermecată. După ce prima ei lansare, Îngerii Mării, a obținut premiul Cartea Anului la Târgul de Carte pentru copii și tineret din această primăvară, Stella Popa lansează într-un moment special al doilea volum, chiar de ziua de naștere a fiului ei, Dănuț, care împlinește pe 16 mai 2 anișoare. Deci, dacă piciul vostru vă întreabă curios cum a apărut pe lume, iar răspunsul cu barza nu-l mai încântă, noua poveste vă vine în ajutor. Varianta audio a poveștii citită de vedete de la noi a fost deja lansată, iar acum vine și cartea. Hai, hai, și ești? Bun. Mergem? Mergem ori nu? Măria ta! Măria ta, să-mi fie cu iertare, măria ta, dar poporul are o nemulțumire. Una care se pare că nu mai trece și care de ceva timp e pe buzele tuturor. Împăratul privi întrebător spre sfetnic, ridicându-și ochelarii care atârnau greoi pe nas. Ce nu le ajunge? E vorba de... E vorba de un moștenitor, măria ta. Așa începe narațiunea din cartea poveste Semințioara Fermecată, semnată de prezentatoarea știrilor Jurnal TV, Stella Popa. Actorii au fost aleși pe sprânceană pentru a contura în mod desăvârșit rolul personajelor. Așa, așa, acum eu continui de jos. Da. Fără să mai spună ceva, împăratul se ridică de pe tron. Amintește-mi, te rog, aici el habar n-are că va avea moștenitor, așa-i? Nu, normal, el abia se pregătește. Mm-hmm. Și așa mirat, tii ce floare! Frate, frate, că da. Ambii sunteți, mm-hmm, da, frați, îngeri. Știi ceva? Am să o răsădesc în grădina mea. Hai, hai, încercăm. Ui, stai să-mi dragă aer. Spinarea dreaptă? Da. Această poveste la sigur va ajunge la inima și la sufletul copiilor. Acum vreau să-ți spun că e mult mai ușor să scrii pentru cineva de vârsta ta decât să te cobori acolo jos, să te duci la inimioara, la căpșoarele acestea drăgălașe și nevinovate. Textul acestei povești este unul spus. Nu este unul livresc, nu este unul steril, este un text trăit, simțit și spus, așa cum se spune o poveste. Pe mine m-a ajutat foarte mult frumusețea și cursivitatea textului. Cred că avem șansa, inclusiv prin povești, să schimbăm ceva în mentalitatea noii generații și nu doar. Eu sper foarte mult că atunci când părinții citesc povești copiilor, se schimbă ceva, nu numai mentalitatea noii generații, dar și a celorlalte generații. Și în povestea respectivă, bineînțeles, este un mesaj unde trebuie să învățăm să știm că binele există și dacă muncești și faci un efort, atunci ajungi la un rezultat pozitiv. Odată ascultată, povestea trebuie citită și învățată, iar cei care au dat culoare și semantică filelor de basm au fost angajați editurii. Deci tu fai de bujor, este bujorul, da? Da. Așa, și... Am bufniță, ia uite, cum se uită. Aici nu era bufniță, a, este bufniță. Asta e modificat. Orice detaliu contează, pentru că copiii sunt foarte atenți cu detalii. Îi citesc fiecare literă, văd fiecare ilustrație, chiar și cea mai mică frunzuliță de pe imagine. Noi am început ca editură cu o serie de cărți pentru copii, după aia cred că n-am mai scos vreo 10 ani. Ceea ce m-a făcut să revin la cartea pentru copii era abundența de cărți pentru copii care mie categoric nu-mi plăceau. Adică am vrut să facem alt fel de cărți pentru copii decât erau pe piața din Republica Moldova și din România. Cartea poveste Semințioara Fermecată va fi lansată luni pe 16 mai. Stella Popa vă așteaptă cu multe surprize alături de mămici vedete și elevi care vor prezenta câte un fragment preferat din carte. Prietene, Semințioara Fermecată a fost răsădită, a încolțit, a ieșit, a prins contur de carte și nu numai, a prins și glas Semințioara Fermecată, pentru că este vorba de un CD cu un spectacol radiofonic care sper să vă încânte absolut. Eu l-am ascultat
inclusiv pentru faptul că sunt și eu implicat în realizarea lui. Stella Popa, mămica acestei cărți, colega noastră de la Camera Știri astăzi deosebit de... Mulțumesc foarte mult! Elegantă. Da. E o sărbătoare de fiecare dată când vin aici la voi, la veranda, și simt mirosul acesta de mâncare și de tot ce e frumos aici. De tot ce este gustos. Aici vorbele sunt gustoase, mâncarea e gustoasă, invitația sunt gustoși. Ia uitați-vă ce ochi gustoși are Daniela Burlaca, actriță de la Teatrul Studio Art, de la Studio... Genezart. Genezart, da. Mulțumesc. Bine ai venit. Și mi-am făcut buzele roșii, de tot ai zis de ochi. Buzele roșii ca de cireșică, de mai. Exact. Stella, cartea ta deja a pășit cu pași siguri spre un prezent și își clădește un viitor. Ia spune-ne, te rog, ce sentimente te încearcă acum, înainte de lansarea ei oficială? Sentimente frumoase, mai ales că, uite, pot să dau ceva din casă, să dezvălu un secret. Da. Colegul nostru, Anatol Durbală, mi-a mărturisit că, uite, acum se gândește să facă copii după ce a apărut pe acest CD, după ce a citit cartea. Uh-huh. Și a zis, dragă, să știi că mă apuc de treabă. Și am urat mult succes și am zis că, uite, Semincioara Fermecată înseamnă că și-a atins scopul până la urmă, dacă Anatol mi-a zis așa ceva. Și mă bucur foarte mult. În curând o să renunțăm la... conceperea in vitro și o să zicem că cea mai bună metodă de a concepe un copil este să citești cartea Stella Popa. Da. Eu le mulțumesc, Andrei, tuturor celor care au contribuit la apariția acestui CD și aceste cărți, pentru că a fost muncă enormă, în special ție și Danielei, dar și celorlalți colegi care au fost Miala Strâmbeanu, Anatol Durbală, iată, am pomenit de el, mai avem pe Steluța Botez, Ina Zdorovețchi, este și soțul Danielei Burlaca, Iurie Gologan. Sunt toți colegi frumoși și în special doamne Berzoi, Tamara Berzoi, care a dat glas poveștii, adică ea a fost autorul. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că în momentul în care te-am invitat pe tine și pe doamna Berzoi, mi-am dat seama că nu pot să mai cobor ștafeta. Am zis, Doamne, dar oamenii ăștia sunt atât de talentați, eu trebuie să țin pas cu ei. Și atunci au urmat ceilalți care au venit și care au făcut o treabă extraordinară. Asta vreau eu, să readucem cumva acele amintiri din copilărie, acel teatru radiofonic. Mai țin minte când stăteam lângă cutiuța aceea, da, de radio și ascultam cu mare, mare drag interpretările actorilor de cândva. Asta am vrut să readuc și tu mi-ai mărturisit că, uite, de 30 de ani nu ai mai citit așa ceva. Nu. Spune-mi, te rog, atunci când ai început lucrul asupra înregistrării acestei cărți, te gândeai să faci pur și simplu o variantă audio a cărții sau te gândeai la un spectacol radiofonic, ca să sunt două lucruri diferite? Nu, mi-a citit gândurile. Pur și simplu o variantă audio. Și în momentul, iată cum spuneam, când te-am chemat, în momentul în care am înțeles că nu pot să cobor ștafeta, am zis, gata, acum trebuie să facem ceva de calitate și mă bucur foarte mult că Jurnal FM, pe data de 1 iunie, de Ziua Copiilor, va difuza această poveste, această semincioară fermecată la radio, ca să aibă posibilitatea să o asculte toată lumea. Și uite, mă bucur că acum avem și din România invitații să difuzăm varianta audio și acolo. Am invitații și la Luxemburg, comunitatea română moldovenească mă invită acolo și vă merge cu mare drag, așa cum am făcut de fiecare dată, unde am mers în fiecare școală, în fiecare clasă, fără niciun fel de interes, necondiționat am mers. Și încă o dată mulțumesc tuturor celor care au contribuit și unei companii de telecomunicații care ne-a ajutat și ne-a sprijinit ca să scoatem CD-ul, să-l aibă picii. Eu vreau să un pic să spart tiparele, Andrei. Asta vreau, da, să fac. Cum a fost Regina Florilor, Daniela, pentru tine? Regina Florilor din poveste. Din povestea e cea mai frumoasă regină care poate fi, da, și probabil în mod normal ar trebui să aibă cea mai frumoasă voce, pentru că e ascultată de copii. Pentru mine a fost o surpriză invitația Stelei. Dar procesul de lucru, atunci când am înregistrat, numai Regina Florilor nu semăna. Am zis, Stelei, nu cumva să dai prepoastă cu mine, te rog foarte mult. Și astăzi când a apărut video-ul ăla, am văzut că a fost așa foarte voalat, știi? Aș fi zis, mi s-a destupat o ureche, acum gata, putem să înregistrăm. Exact. Orice colaborare de genul ăsta, întotdeauna voi fi foarte receptivă și deschisă și mai ales cu oamenii. E o experiență. E o experiență. Bine, nu e prima mea experiență la asemenea capitole, dar colaborarea cu Stella și cu, în genere, atunci când am auzit că vor fi implicați și alți actori,
actori care, vocile cărora merită să fie ascultate de copii. Chiar a fost o onoare pentru mine și o plăcere și cred că astfel de experiențe le-aș dori și colegilor mei din alte teatre și altor autori care inițiază astfel de proiecte cu varianta audio, pentru că e și la modă și e foarte binevenită. Ți îți plac poveștile, Daniel? Da, foarte mult. Le citești și sigur acum? Că da, le citesc fetei mele mai rar. Iată, dar știi, eu am o salvare, Recent de ziua fetei mele, cineva ne-a dăruit o carte cu 365 de povești pe zile. Așa. Da, deci povestea de luni, data de 13 mai, da, vineri 13 mai. Și sunt foarte scurte, adică în 3 minute am citit povestea și ne-am culcat. Și poveștile Stelei Popa vor fi de weekend bonus la celelalte povești. Uite, în momentul în care mami nu are timp să citească, dacă este la teatru sau în altă parte, și celelalte mame care ne privesc, pot să pun CD-ul audio în mașină. Uite, eu asta fac și copilul meu adoră pur și simplu să asculte vocile voastre. Da. Mai e cu seamă că voi citiți atât de bine, atât de frumos. Sunteți super talentați. Da. Eu asta vreau să arăt. Uite, domnule, avem și noi aici oameni de calitate, oameni talentați, care trebuie să fie scoși în valoare. În momentul în care mami nu reușește să citească ea povestea, dragul meu, poftim, Andrei Vorobin, Daniela Vârlaca. O poveste super talentată, cu voci super talentate. Spune-mi, te rog, faptul că Semincioara Fermecată a fost desemnată Cartea Anului, îți oferă vreun avantaj, îți deschide niște porți, niște uși, niște Andrei, ferestre? Tot ce vreau eu să fac prin ceea ce, uite, realizez în acest moment, este ca fiul meu, pentru că este povești pentru Dănuț Vescă. La mulți ani lui Dănuț, cu întârziere. Mulțumesc, da. În momentul în care va crește puțin mai măricel, să aprecieze ceea ce a făcut mami și să vină într ajutor și mămicilor, dar misiunea cărților mele mai este și acea lecție de viață pe care o oferim noi. Am și invitat-o pe Daniela și mulțumesc foarte mult și te invit și pe tine. Pe data de 1 iunie, pe lângă Jurnal FM, pe lângă acea apariție la Jurnal FM, mergem la copiii nevăzători și le vom da acest CD audio. Trebuie să fim alături de ei. Asta este misiunea cărții mele, să fie aproape de urechiușele tuturor. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit la Veranda. Mulțumesc tare mult. Regele Țării de Jos, mulțumim. Mulțumesc, da. Rămâneți supușii mei și mai departe aici. Apropo, la Veranda. Chiar dacă nu ne-am văzut, tu îmi dădeai replicile. Da, da, da. Mulțumesc. Da. A fost plăcere. O plăcere. Cu plăcere. Maria, rămâneți cu noi să gustați din ceea ce a gătit Cristian, pentru că noi vorbim despre